Îți mulțumesc, reget Heoden, zise Gandalf. Apoi și a zvârlit brusc mantia cenușie și pălăria și sări pe cal. Nu purta nici coif, nici zeil. Părul lui Caneaua îi flutura în vânt, iar veșmintele albe străluceau orbitor în soare. Luați aminte la călărețul alb, strigă Aragorn și toți îi repetară cuvintele. Regele nostru și călărețul alb. Înainte, Eorling, Goarnele sunară. Caii se ridicară în două picioare, nechezând. Lăncile zângăniră, lovite de scuturi. Atunci regele ridică mâna și ultima oștire din Rowan pornit unătoare, ca o rafală vijelioasă, către apus. Așa cum stătea neclintită, dinaintea ușilor și a casei amuțite, ei o înzări scânteierea lăncilor lor în depărtare, pe câmpie. Vivă găuna lui Hem! Soarele scăpătase la apus când părăsirea i dorasul, iar lumina lui le sclipea în priviri și preschimba întinsul câmpiei din Rowan într-o burniță aurie pe la poalele munților alb trecea un drum bătătorit care ducea undeva, între apus și miază noapte, pe acolo o luară, urcând și coborând în ținutul înverzit, trecând pe mici și iuți prin vaduri fără număr. Dinaintea lor, în depărtare și la dreapta, se deslușeau munții cețoși, pe măsură ce străbăteau leghe după lege, aceștia erau tot mai întunecați și mai înalți. Soarele cobora încet dinaintea lor. Îndărăt se lăsa seara. O știrea și continua drumul. Îi mâna nevoia. Temându-se să nu ajungă prea târziu, călătoreau cât puteau de repede, făcând rareori popas. Iuți și îndurători erau armăsarii din Rowan, dar aveau multe leghe de mers mai bine de 40, ca pasărea în zbor din Edoras, până la vadurile Isenului, unde dășduiau să dea de oamenii regelui, care țineau piept oștirilor lui Saruman. Îi împresură noaptea. Într-un târziu, făcură popas și își ridicară tabăra. Merseseră preț de vreo cinci ceasuri și pătrunseseră bine în câmpia Apuseană dar mai aveau de străbătut mai bine de jumătate din drum. Își așezară corturile într-un cerc mare, sub cerul înstelat, luminat de luna ceruită. Nu aprinseră focuri, căci nu știau la ce se puteau aștepta, dar se înconjurară de străjeri călare si trimiseră cercetași înainte, care se strecurau ca niște umbre prin cutele pământului. Noaptea trecua nevoie, fără vreo veste sau vreun zvon. În zori, sună cornul și, în mai puțin de un ceas, porniră iar la drum. Încă nu se zărea niciun nor deasupra, dar în aer plutează pușeala, era prea cald pentru perioada aceea a anului. Soarele răsări încețoșat și, îndărât, urmându-l încet în înălțarea lui pe boltă, se zărea o întunecime care creștea, ca o furtună venind dinspre răsărit. Iar în depărtare, undeva, între apus și miază noapte, părea că mocnește altă beznă, la poalele munților cețoși o umbră care se târa încet din valea vrăjitorului. Gandolf rămase în urmă, până ajunse lângă Legolas și Omer. Legolas, zise el, ai privirea ascuțită a seminției tale fermecate, care poate deosebi vrabia de pițigoi de la o leghe. Spune-mi, vezi ceva departe, către Isengard? Sunt multe mile până acolo, zise Legolas, scrutând zarea cu mâna lui prelungă streașină la ochi. Văd ceva întunecat în care se mișcă niște forme, niște umbre mari, departe, pe malul râului, dar ce sunt, nu-mi dau seama. Și nu ceața și nici norii nu-mi împiedice ochii să vadă, ci o umbră învăluitoare, iscată asupra ținutului de o putere necunoscută, care se mișcă încet de-a lungul apei. Ca și cum asfințitul de sub întinderi nesfârșite de arbori s-ar revărsa de pe colini. Iar din dărătul nostru vine o adevărată vijelie din Mortor, zise Gandalf. O să avem o noapte neagră. Pe măsură ce trecea ziua a doua a călătoriei lor, putla din aer creștea. Spre după amiază, norii întunecați le ajunseră din urmă, un baldachin cu margini mari, zdrențuite, peticit cu o lumină orbitoare. Soarele scăpat a roșu ca sângele învăluit în ceață. Lăncile călăreților păreau aprinse în vârf, iar ultimele raze de lumină aprindeau povârnișurile abrupte ale culmilor frihirne care se înălțau acum foarte aproape, la hotarul de miază noapte al munților albi, trei steiuri zimțate privind asfințitul. În ultima pâlpâire roșiatică, armăsarii din față zăriră un punct negru, un călăreț care se îndrepta spre ei. Se opriră și el la așteptară. Acesta s-o vlăguit, cu coiful spart și scutul crăpat. Descăleca a nevoie și rămase în picioare gâfâind. După ce și trase sufletul, rost, unde e Omer? Ați venit, în sfârșit, dar prea târziu și cu forțe puține. Lucrurile s-au înrăutățit de când s-a prăpădit Theodred. Ieri am fost siliți să ne retragem peste Isen cu pierderi mari. Mulți au murit la trecerea apei. Apoi, după căderea nopții, tabăra ne-a fost atacată de alții care au trecut râul. Cred că nu mai e nimeni în gard. Iar Saruman i-a înarmat pe muntenii sălbatici și pe păstorii din țara murgă de dincolo de râuri, asmuțindu-i și pe ei împotriva noastră. Am fost copleșiți. Zidul de scuturi a fost străpuns. Erkenbrand din meleagul de la apus și a retras oamenii pe care i-a putut aduna către fortăreața din văgăuna lui Hem. Ceilalți s-au împrăștiat. Unde i-a mer? Spuneți-i că nu mai avem nicio nădejde. Ar face bine să se întoarcă în Ederas înainte să ajungă acolo lupii din Isengard. Theoden nu zisese nimic până în clipa aceea, stând ascuns de privirile oșteanului, în dărătul străjerilor. Acum însă își îndemnă calul și ieși vedere. Hai, ce ori, Vină în fața mea, rost el. Sunt aici. Am sosit cu ultima oștire de orlingi. Și nu o să dăm bir cu fugiții fără să intrăm în luptă. Chipul bărbatului se lumină de bucurie și uimire. Se târâ în față, apoi în genunche, întinzându-i regelui spada lui Tocita. Poruncește, măria ta! Strigă el! Și iartă-mă! Credeam că... Credeai că am rămas la medusel, cocârjat ca un arbore bătrân sub nămeți. Așa stăteau lucrurile când ai plecat la război. Dar a venit un vânt de la apus și mi-a scuturat crengile, zise Theoden. Dați omului acestuia un cal odihnit. Și hai să-i sărim lui Erkenbrand în ajutor. Pe când Heoden rostea toate acestea, Gandalf o luă puțin înainte, se opri și privi mai întâi spre miază noapte, către Isengard, apoi spre apus, la soarele care a sfințea. După aceea se întoarse. Pleacă, Theoden, zise el. Pleacă în văgăuna lui Hem. Du-te spre vadurile Isenului și nu zăbovi în câmpie. Sunt nevoit să te părăsesc pentru o vreme. Iute ca gândul trebuie să mă duc acum, să fac o treabă grabnică. Apoi strigă, întorcându-se spre oamenii săi, în frunte cu Aragorn și Eomer, aveți grijă de seniorul obștii până mă întorc. Așteptați-mă la poarta lui Hem. Și acum, rămas bun. Îi spuse ceva lui Iute ca gândul și iar măsarul țâșmi ca o săgeată trasă dintr-un arc. Nici n-a să se uite la el, că se făcu nevăzut, ca o străfulgerare argintie în asfaltul, ca vântul prin iarbă, ca umbră ce se arată și pierent o clipită. Cu amă de neafornăi și ridicând două picioare, gata să-l urmeze, dar numai o pasăre cu aripa iute mai putea să-l ajungă. Asta ce o mai fiin semnând? îl întrebă unul dintre străjeri pe Hama. Că Gandolf Cel sur trebuie să se grăbească, îi răspunse acesta. Așa e el, apare și dispare pe negândite. Dacă ar fi limbă de vierme aici, ar găsi ușor o explicație, zise străjerul. Așa e, spuse Hama. Eu unul am să aștept până se întoarce Gandolf. S-ar putea să aștepți cam mult, zise celălalt. O Oștirea părăsi drumul, îndreptându-se către vadurile isenului, cotind spre zilei. Se lăsă noaptea, iar ei mergeau mai departe. Se apropiară de colinii, dar culmile înalte din frihirne se întunecaseră deja în zarea mohorâtă. La câteva mile depărtare, spre capătul depărtat al văimeleagului de la Apus, se întindea o viroagă înverzită un golf mare în munți din care pornea un defilău printre colini. Oamenii locului îi ziceau văgăuna lui Hem, după numele unui erou din războaiele străvechi, care își găsise refugiul acolo. Șerpuia din ce în ce mai îngust și mai abrupt dinspre nord, pe sub umbrele culmilor trihirne, până ce stâncile bântuite de ciori se înălțau ca niște turnuri semețe de o parte și de alta, stăvilind lumina. La poarta lui Hem, înaintea văgăunii, din stânca de miază noapte ieșea un pinten. Pe el se înălțau niște ziduri de piatră străveche, iar înăuntru se zărea un turn măreț. Oamenii ziceau că fortăreața fusese ridicată de mâna uriașilor, la porunca regilor mării, îndepărtatele zile de glorie ale gondorului. Se numea cetatea cornului, căci ecoul trâmbițelor din turnă suna în văgăună, de parcă oștirile din negura uitării s-ar fi ridicat la luptă din cavernele de la poalele colinelor. Oamenii din vechime construiseră și un zid care pornea din cetatea cornului, până la stânca de Miază zi, oprind intrarea în defilă. Părâul văgăunii ieșea printr-o galerie mare de scurgere, de la bază apoi șerpuia pe la poalele stâncii cornului și se revărsa într-un făgaș ce străbătea o poiană întinsă și înverzită, povărnită ușor, dinspre poartă, până la stăvilarul lui Hem. De acolo cădea în viroaga văgăunii și ieșea apoi în vâlceaua apuseană. În cetatea cornului dincolo de poarta lui Hem sălăși lui Erkenbrand, stăpânul meleagului de la apus de la fruntariile obștii. Pentru că vremurile se înneguraseră de amenințarea războiului, el avusese înțelepciunea să repare zidul și să întărească fortăreața. Călăreții mai erau încă în valea joasă de dinaintea intrării în viroagă, când se auzile strigătele și cornul cercetașilor care porniseră înainte. Din întuneric și șuierând săgețile. Unul dintre cercetași se întoarse iute și vesti că valea fusese împânzită de călăreții lupului și că o știre de orci și oameni sălbatici se grăbeau către miazăzii dinspre vadurile Isenului. Se părea că țelul lor era să ajungă în văgăuna lui Hem. Am găsit mulți de ai noștri care au căzut uciși pe când fugeau în coace, zise cercetașul. Și am întâlnit ce te stingere rătăcind de colo-colo, fără cârmaci. Ce s-a întâmplat cu Erkin Brand se pare că nu știe nimeni. Mai mult ca sigur că va fi ajuns din urmă înainte să sosească la poarta lui Hem, de nu fi pierit deja. L-o fi văzut cineva pe Gandalf? Întrebă Theoden. Da, stăpâne. Mulți au văzut un moșmeag călare, înveșmântat în alb, străbătând câmpile, ca vântul prin iarbă. Unii au crezut că-i saruman. Se zice că a pornit spre Isengard, înainte de căderea serii. Alții spun că l-au zărit și pe limbă de vierme mai devreme, mergând spre miază noapte, cu o mulțime de orci. Nu o să-i fie bine lui limbă de vierme, dacă de Gandalf de el, zise Theoden. Cu toate acestea, acum îmi lipsesc amândoi sfetnicii mei și cel vechi, și cel nou. Până una alta, n-avem decât să mergem mai departe, așa cum ne-a spus Gandalf, spre poarta lui Hem fără să aibă însemnătate dacă Erkin Brand e sau nu acolo. Se știe cumva cât e de mare o știrea ce vine de la miază noapte? E foarte mare, zise cercetașul. E drept, cel ce fuge și socotește vrăjmașul dublu, dar am stat de vorbă cu bărbați dintr-o bucată și n-am nicio îndoială că oastea lor principală e de nenumărate ori mai mare decât tot ce avem aici. Atunci să o pornim iute, zise Omer. Să-i trecem prin sabie pe vrăjmașii care ne stau în cale, până la fortăreață. În văgăuna lui Hem sunt o groază de caverne unde s-ar putea ascunde și sunt drumuri tainice care pornesc de acolo până pe colinii. Să nu te încrezi în căile tainice, zise regele. Saruman a iscodit de mult ținutul acesta. S-ar putea totuși ca apărarea noastră să țină piept destul acolo. Hai să mergem. Aragorn și Legolas plecară atunci cu Omer în față. Străbătură noaptea, încetinind pasul pe măsură ce întunericul devenea tot mai de nepătruns, Drumul lor urca din ce în ce mai mult spre miază zi, în cutele mohorâte de la poalele muntelui. Nu de dură peste prea mulți vrăjmași în cale. Ici și colo întâlnire bande rătăcitoare de orci, care însă se făceau nevăzute în fugă, înainte să pună călăreții în mâna pe ei sau să-i ucidă. Mă tem că nu o să treacă mult, zise Omer, până o să ajungă vestea sosirii oștirii regale la urechile conducătorului lor, fie el saruman sau vrem capitan pe care l-a trimis în coace. Îndărât creștea alarma războiului. Un cânt aspru străbătea întunericul. Ajunsesele departe, sus, în viroaga văgăunii, când își întoarseră privirile. Atunci văzură torțele, o puzderie de punctișoare aprinse pe câmpia smolită, împrăștiate precum niște flori roșii, sau oricând șerpuitoare, în rânduri lungi, pulpuitoare. Din loc în loc, mai izbucnea câte o flacără mai mare. E o știre numeroasă pe urmele noastre, zise Aragorn. Aduc focul cu ei, spuse Theoden, și fac scrum tot ce întâlnesc în cale, clăi, bordeie și arbori. Era o vale bogată, cu multe gospodării. Bietul meu norod. O, oh, dar fi ziua, cum ne-am mai năpustit asupra lor, ca o vijelie din munți. Zise Aragorn. Mie inima plină de mâhnire că trebuie să fugim de ei. Nu vom mai fugi mult, zise Omer. Stăvilarul lui Helm e la doi pași în față. La vreo 400 de pași înainte de poarta lui Helm e un șant străvechi, cu metereze, care taie viroaga. Acolo am putea întoarce armele împotriva lor. Nu, suntem prea puțini să putem apăra stăvilarul, zise Theoden. E mai lung de o milă, iar spărtura din el e foarte mare. Putem să trimitem arier garda acolo, dacă om vedea că n-avem încotro, zise Omer. Nu era nici luna, nici stea când ajunsele călăreții la breșa din stăvilar, pe unde ei și Drumul care îl însoțea venea dinspre cetatea cornului. Zăriră brusc meterezul abia deslușit dinaintea lor o umbră înaltă, peste o prăpastie întunecată. Cum urcau ei așa, îi opri un străjer. Seniorul obștii e în drum spre poarta lui Helm, îi spuse Omer. Îți vorbesc eu, Omer, fiul lui Omund. Mi-aduceți vești peste așteptări, zise străjerul. Grăbiți pasul. Vrăjmașul e pe urmele voastre. O știre prin spărtură și se opri pe pajiștea păvârnită de deasupra. Văzură cu bucurie că Erkin Brand își lăsase mulți oameni să apere poarta lui Helm și mulți reușiseră să scape în coace să tot fie vreo mie buni de luptă corp la corp, zise Gamling, un bătrân, căpetenia celor care vegheau stăvilarul. Dar cei mai mulți sunt împovărați de ierni fără de număr, la fel ca mine. Prea puțini, cum ar fi nepotul meu, au rămas aici. Cât despre Erkinbrand, ieri ne-au sosit vești cum că s-ar retrage în coace cu vașnicii călăreți apuseni care ne-au rămas. Dar n-a sosit până acum. Mă tem că nu o să vină prea curând, zise Omer. Cercetașii noștri n-au nicio veste de la ei iar în dărăt valea e plină de vrăjmași. Ce bine ar fi să fi scăpat, zise Theoden. Era un om puternic, în el are născut vitejia lui Helm, mâna Ciocan. Dar nu avem cum să-l așteptăm aici. Trebuie să ne ducem toate forțele înăuntru zidurilor. Aveți destule provizii? Noi am adus cam puține, căci ne-am așteptat la luptă deschisă, nu la un asediu. În în peșterile din Văgăuna, s-au adunat cam trei sferturi dintre apuseni bătrâni și tineri, femei și copii, zise Gamling. Tot acolo am depozitat multă mâncare, animale și nutrețuri. Ăsta e un lucru bun, zise Omer. Căci vrăjmașii distrug și ar tot ce a rămas pe vale. Dacă vin la poarta lui Helm să se târguiască pentru mâncare, apoi ori să o plătească scump, zise Gamling. Regele și călăreții plecară mai departe. Înainte să ajungă la drumul pietruit care străbătea pârâul, descălecară. Își luară caii de dârlogi și conduseră în șir spre Taluz, apoi trecură prin porțile cetății cornului. Și acolo fură întâmpinați cu bucurie și cu nădejde renoită, căci acum aveau destui oameni să apere atât cetatea, cât și zidul. Eomer își pregăti repede călăreții. Regele și oștenii casei sale erau în cetatea cornului, împreună cu o mare parte dintre apuseni. Dar pe zidul văgăunii și pe turn, precum și în dărâtul lui, Eomer aranja aproape toate oștile pe care le avea în linie de bătaie, pentru că aici apărarea părea mai îndoielnică, dacă avea să se dea un atac hotărât și în forță. Caii fură duși departe, în văgăuna, străjuiți de oamenii de care se putuse lipsi. Zidul văgăunii era înalt de 20 de picioare și destul de lat ca să meargă pe el patru oameni unul lângă altul, iar peste parapet numai un om înalt se putea încumeta să privească. Ici colo, se vedeau niște deschizături în piatră pe unde se putea trage cu arcul. La acest bastion se ajungea pe o scară care cobora de la o ușă din curtea cetății cornului. Pe zid se mai putea ajunge și dinspre văgăună, pe trei rânduri de trepte, dar în exterior acesta era destul de neted și pietrele mari din care era construit fusese rămbinate cu măiestrie, așa încât nu puteai pune piciorul, sus se răsfrângeau ca o stâncă mâncată de valuri. Jim stătea sprijinit de zid. Legolas se așezase pe parapet, ciupindu și arcul și scrutând bezna. Așa mai zic și eu, zise gnomul, lovind dalele cu piciorul. Îmi crește inima când mă apropii de munte. Ce piatră sănătoasă! Ținutul ăsta are oase tari. Le-am simțit în de cum am început să urcăm dinspre stăvilar. Într-un an de zile și cu câțiva de ai mei aș face aici o stâncă de care vrăjmașul s-a rizbi ca valurile mării. N-am nicio îndoială, zise Legolas. Dar seminția asta de gnom e tare ciudată. Mie nu-mi place aici nici ziua, nici noaptea. Însă îmi face bine să te știu în preajmă, înfipt în picioarele tale zdravene și cu barda pe umăr. Ce bine ar fi să mai fie cu noi câțiva din neamul tău. Și m-aș bucura și mai mult dacă am avea vreo sută de arcași măiaștri din codrul întunecat. O să fie mai mare nevoie de ei. Rohirimii au arcași buni în felul lor, dar sunt mult prea puțini. Pentuneric întuneric n-ai cum să tragi cu arcul, zise Jimmy. Pe legea mea, asta e vreme de dormit. Ah, somnul! Nu mi-am închipuie vreodată că un gnom ar putea atânși așa după o clipă de odihnă. Călăritul e foarte obositor. Și cu toate acestea, secura mea e nerăbdătoare. Lasă am eu acum în față un șir de grumazuri orcești și loc destul să-mi învârt secura. Să vezi atunci cum m-aș pune pe picioare. Timpul trecea a nevoie. Departe, în vale, ardeau încă focuri răzlețe. Acum ostilei sengardului înaintau fără zgomot. Torțele lor se zărea urcând șerpuitor și ruri și prin viroagă. Bruschi izbucnirea urlete, gemete și strigăte omenești de luptă dinspre stăvilar. Peste margine țâșniră flăcări care crescură ca o pălălaie dinaintea spărturii. Apoi se risipiră. Oamenii se întoarseră la galop peste câmpie, urcând spre poarta cetății cornului. Apusenii din spate fuseseră nevoiți să se retragă. Vrăjmașii sunt la o aruncătură de băți, ziseră ei. Am tras toate săgețile pe care le aveam și stăvilarul e înțesat de leșuri orcești. Dar asta nu o să-i oprească pentru prea multă vreme. Au și început să dea buzna pe malul pârâului, în mai multe locuri, îngrămădiți ca furnicile. Dar i-am învățat minte și nu și-au mai aprins torțele. Trecuse de miezul nopții. Cerul era smolit, iar aerul încremenit vestea furtuna. Brusc norii fură sfâșiați de o pâlpire orbitoare. Brațele fulgerului se izbire de colinele răsăritene. În nemișcarea clipei, cei de pe ziduri văzură locul dintre ei și stăvilar năpădit de o lumină albă, colcăia de forme mohorâte care se târau unele scurte și voinice, altele înalte și cumplite, cu coifuri mărețe și scuturi întunecate. Alte sute și sute se revărsau peste stăvilar și prin spărtură. Șuvoiul acesta negurat curgea către ziduri, din stâncă în stâncă. Tunetul umplu valea. Începu o ploaie biciuitoare. La fel ca ploaia erau și săgețile peste creneluri, zângânind apoi și pe pietre. Unele își atinse răținta. Începuse atacul în văgăuna lui Helm, dar înăuntru nu se auzea și nu se mișca nimeni. Nici o săgeată nu porni de acolo. Oștirile vrăjmașe și încetarea asaltul, nedumerite de amenințarea tăcută a stâncii și a zidului. Fulgerele continuau să sfâșie întunericul. Apoi oricii începură să urle, tăind aerul cu lâncile și cu spadele și a zvârlind un nor de săgeți asupra oricărei siluete care se desena pe creneluri, iar bărbații din obște se uitau luiți la ceea ce li se părea a fi un lan de grău întunecat, răvășit de vijelia războiului în care fiecare spic pâlpâia într-o lumină zdrențuită. Trâmbițele de alamă răsunară. Vrăjmașii de dură buzna unii asupra zidului văgăunii, alții spre drumul pietruit și spre povărnișul care ducea la porțile cetății cornului. Acolo se îngrămădeau oricei cei mai solizi și oamenii sălbatici din hățișurile țării murge. După o clipă de șovăială, porniră înainte apoi fulgeră și, pe fiecare coif, pe fiecare scut apăru blazonul cu mâna îngrozitoare a isengardului. Ajunsele în vârful stâncii, după care se îndreptară spre porți. Atunci se mișcară, în sfârșit, și cei de pe ziduri, întâmpinându-i cu o puzdărie de săgeți și de pietre. și șovăiră, rupse rândurile, apoi se dedură în dărât, atacară, se dedură înapoi și iar atacară, de fiecare dată însă se opreau tot mai sus, ca și voiul în creștere. Trâmbițele răsunară din nou și un puhoi de oameni sălbatici se repezi înainte. Își țineau scuturile ca pe un acoperiș deasupra capetelor, iar în mijloc purtau două trunchiuri zdravene. În spatele lor se îmbulzeau și orci, care trasele o ploaie de săgeți asupra celor de pe ziduri. Ajunseră dinaintea porților. Trunchiurile fură izbite de tăbliile lor cu un bubuit asurzitor. Unde cădea un sălbatic zdrobit de vreun bolovan aruncat de sus, se iveau doi în locul lui. Berbecii aceia uriași se legănau și loveau fără încetare. Eomer stătea alături de Aragorn pe zidul văgăunii. Auzile la și izbiturile berbecilor și își dă dură seama într-o clipită de primejdea ca porțile să fie sfârmate. Hai, zise Aragorn, a sosit ceasul să luptăm alături, cu spada în mână. O luare la fugă pe zid de le sfârâiau călcâiele, apoi urcară scările și si trecură în curtea de pe stâncă. În drum, adunară o mână de spadasini voinici. În locul unde stânca întâlnea zidul de apus al cetății era o ușiță dosnică. De acolo pornea pe lângă zid o potecă îngustă, pe marginea stâncii abrupte. Eomer și Aragorn de dură buzna împreună pe ușă, urmați aproape de ceilalți. Săbile lor luciră ca una când le traseră din teacă. Guthuine! strigă Eomer. Guthuine pentru obște! Anduril! strigă și Aragorn. Anduril pentru Dunedain! Atacară dintr-o parte, aruncându-se asupra oamenilor sălbatici. Anduril se ridica și cobora, ca o flacără albă. De pe zid și din turn se înălța un strigăt, Anduril. Anduril pornește la război. Sabia ce a fost despicată strălucește iar. Uluiți, berbecarii scăpară trunchiurile și se întoarseră la luptă, dar acoperișul de scuturi fus străpuns ca de trăsnet, iar ei fură pur și simplu măturați, secerați sau aruncați de pe stâncă în pârâul pietros de la poale. Arca și orci trasele sălbatic, apoi de durăbir cu fugiții. O clipă, Eomer și Aragorn rămaseră neclintiți dinaintea porților. Tunetul se auzea acum în depărtare. Fulgerele mai pâlpâiau în zare, printre munții de la miazăzii. Dinspre miază noapte se porni un vânt tăios. Norii pluteau sfâșiați și în dărătul lor licăreau stelele, iar deasupra colinelor, de aceeași parte cu viroaga, ca luna de un galben strălucitor, în vreme ce furtuna se destrăma. N-am prea sosit la timp, zise Aragorn, uitându-se la porți. Balamalele lor uriașe și barele de fier erau îndoite și răsucite, mare parte din scânduri crăpaseră. Dar nici nu putem sta aici, în dărătul zidurilor, să le apărăm, zise Omer. Privește! Arătă cu degetul spre drumul pietruit. Dincolo de pârâu, se adunase iar o ceată mare de orci și de oameni sălbatici, în aer și erau săgeți care se poticneau în pietrele din jur. Hai! Trebuie să ne întoarcem să vedem ce putem face. Ar fi bine să îngrămădim niște pietre și să închidem porțile cu grinzi pe dinăuntru. Hai odată! Se întoarsele și o luară la fugă. În clipa aceea, câteva zeci de orci care stătuseră neclintiți printre leșuri săriră în picioare și porniră furișat, alergând după ei. Doi se aruncară la pământ, apucându-l pe mer de călcâie, apoi îl doborără și tăbărâra asupra lui. Dar din umbrele din jur țâșni strigând răgușit o umbră mică și întunecată pe care nu o observase nimeni. Baruc Hazad Hazard ai Prin aer și era o secure și doi ori se prăbușiră de Ceilalți de dură bir cu fugiții. Eu se căzin să se pună pe picioare, chiar când Aragorn se întoarse alergând să-i sară în ajutor. Închisele iar ușa dosnică de fier și apoi o întărire cu drugi, îngrămădire bolovani pe dinăuntru. Când se simțiră în siguranță, eu se răsut și zise, Îți mulțumesc, Jimmy, fiul lui Gloin. N-am știut că ai ieșit și tu cu noi. Dar vorba aceea, oaspetele nepoftit se dovedește adesea cel mai plăcut. Cum ai ajuns acolo? Am luat-o pe urmele voastre, ca să-mi alung somnul, zise Jim, dar când m-am uitat ea muntenii ăia, mi s-au părut prea mari pentru puterile mele, așa că m-am ascuns după un bolovan, ca să văd cum vă, jucați, voi cu săbile. Nu știu cum să te răsplătesc, spuse Omer. S-ar putea să ai prilejul mai iute decât crezi, râse gnomul. Dar eu nu sunt mulțumit. Până acum n-am tăiat decât lemne, de când am plecat din morie. 2. exclamă Jimmy, mângâindu-și secura, după ce se întoarse pe zid. 2. făcule golas. Eu am făcut ispravă mai bună, deși acum sunt nevoit să băjbâi după săgeți, pe ale mele le-am terminat. Și cu toate acestea, am pe cel puțin 20. Numai că asta nu înseamnă decât o din codru. Cerul se însenina iute acum, iar luna scăpata strălucind dar lumina nu le prea aduse mari nădejdi călăreților din obște. Vrăjmașii, în ioc să scadă, păreau și mai mulți, iar prin spărtura din zid se revărsau alții venind de pe vale. Aventura de pe stâncă nu le dărui vitejilor noștri decât un scurt răgaz. Atacul asupra porților deveni și mai îndrăjit. Oștirile Isengardului vuiau ca marea la poalele zidului văgăunii. Orci și muntenii mișunau de colo-colo. Oamenii nu mai pridideau să taie sau să arunce funile care se agățau cu cârlige de parapet, Sute de scări lungi, fură sprijinite de zid. Multe dintre ele erau date peste cap și se zdrobeau la pământ, dar în locul lor se iveau și mai multe, iar oricii se avântau în sus, pe ele, ca niște maimuțe din pădurile întunecate de la miazăzi. Morții și bucățile de lemn zăceau grămezi la poalele zidului, ca prundișul după furtună. Mormanele acestea hâdese tot înălțau, dar vrăjma și parcă nu se mai terminau. Oamenii din Rowan își pierdeau tot mai mult puterile. Săgeți nu mai aveau, Spadelele erau ciobite și scuturile sparte. De trei ori se unirea Aragorn și Eomer și de trei ori Andurilus într-un atac disperat, care alungă vrăjmașul de pe zid. Apoi se iscă la mare în văgăuna din dărăt. Orcii se târâseră ca șobolanii prin galeria pe unde ieșea părul. Statura adunați acolo, în umbra stâncilor, până când se încinse atacul de deasupra și aproape toți oamenii se năpustiră pe creasta zidului. Atunci se repeziră și ei afară câțiva trecuseră deja prin gurile văgăunii și se luptau printre cai cu străjării. Jim s sări de pe zid cu un strigăt fioros, al cărui ecou se izb de stânci. Khazad! Khazad! Curând avu berechet de lucru. Oho! strigă el. Orcii sunt dincolo de zid. Oho! Hai, Legolas! Avem de lucru. Khazad! Ai meniu! Gamlin cel bătrân privind jos din cetatea cornului, când auzi glasul măreț al gnomului care întrecea toată zarva. Orcii sunt în văgăună. Strigă el. Helm. Helm. Înainte, helmingi. Adăugă el cu un glas tunător și sări pe scara de pe stâncă, urmat de o mulțime de bărbați din meleagul de la apus. Asaltul lor fu sălbatic și neașteptat, iar orcii dă dură bir cu fugiții. Nu peste mult fură prinși în defileul îngust și măcelăriți sau mânați cu strigăte în hăul văgăunii, ca să cadă la picioarele străjerilor de la intrarea peșterilor ascunse. 21. Exclamă Jimmy. Apucă barda cu ambele mâini și dobori dintr-o lovitură ultimul orc. Acum l-am întrecut iar pe jupânul Legolas. Trebuie să punem capăt găurii ăsteia de șobolani, zise Gamling. Gnomii, se spune, sunt pietrari pricepuți. Dă-ne și nouă o mână de ajutor, meștere. Noi nu tăiem piatra cu securile de luptă și nici cu unghile, zise Jim. Dar am să vă ajut cum oi putea. Adunară pietre mici și bucăți de stâncă din preajmă și, sub îndrumarea lui Jim, Apusenia stupară gura interioară a galeriei, până nu mai rămase decât o ieșire îngustă. Părâul văgăunii, umflat de ploaie, începu să se zbată și să clocotească prin canalul gâtuit, împrăștindu-se apoi mălcom în bălțreci pe stânci. O să se usuce locul de deasupra, zise Jim. Hai, gamling, să vedem cum merg treburile pe zid. Urcă și îl găsi pe Legolas alături de Aragorn și Omer. El și ascuțea cuțitul lung. Atacul fiind fiindcă trecerea prin galerie fusese zădărnicită 21. Exclamă Jimmy. Bună treabă! Făcu Legolas. Dar eu am ajuns la două duzini. Aici, sus, am luptat corp la corp, cu cuțitul. Eomer și Aragorn se sprijineau obosiți în mânerele spadelor. În stânga, pe stâncă, se stârniră iar larma și bubuitul asurzitor al luptei. Dar cetatea cornului ținea piept, precum o insulă în mijlocul mării. Porțile sale zeceau în ruină, însă niciun vrăjmaș nu reușise încă să treacă peste îngrămădirea de pietre și bârne. Aragorn își ridică privirile spre stelele stinse și luna care scăpata acum în colinelor apusene din jurul voi. Ce noapte fără capăt! Rost el! Oare când s-o mai face dată ziua? Zorile nu sunt departe, zise Gamling, care urcase acum alături de el. Dar mă tem că asta nu o să ne fie cu nimic de folos. Totuși zorile le aduc oamenilor nădejdea, spuse Aragorn, dar fapturile astea din Isengard, jumătate orci, jumătate spiriduși, ticluite de maestria nefastă a lui Saruman, nor să se teșească de lumina soarelui, zise Gamling. Și nici oamenii sălbatici de pe colinii. Nu iau au zice tărăboi fac,